Să rămână, stimate domnice, am onoarea să vă salut, stimați compatrioți. Trăim într-o Europa în care inima sa este asaltată de migranți, estul este încă sub bălătucii de fum care se mai ridică în Donbas. No man's land nu este un teritoriu nici al Rusiei, nici al Ucrainei, oficial. Acolo sunt două republici separatiste. Acordul de la Minsk este încălcat cu bună știință și de una și de cealaltă parte. În același timp, în Crimea sunt soldații unei alte libertăți, unei libertăți imperiale, Crimea fiind portavionul Mării Negre și nu departe de litoralul românesc. Iar la mijlocul acestei săptămâni a avut loc Consiliul NATO-Rusia. Consiliul NATO-Rusia este, așa cum am văzut pe timpul prezenței mei la sediu NATO, un loc în care ambasadorii tuturor statelor membre ale NATO și ambasadorul Rusiei se întâlnesc pentru a rezolva, în principiu, situații de criză. Vom parcurge pe timpul emisiunii noastre câteva din situațiile actuale de criză nerezolvate, care arată necesitatea dialogului dintre statele care cred în libertate, egalitate, democrație, sunt membre ale comunității euroatlantice, și Federația Rusă, care este un stat cu un lider autoritar și are o altă viziune asupra evoluției bătrânului nostru continent. Am plăcerea să vă prezint pe cei trei distinși invitați aflați în platoul de la 6 TV, un post de televiziune privat care difuzează generos emisiunea Valorii Euroatlantice. Este vorba de domnul general rezervă Stan Petrescu, membru al Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică cu o experiență notabilă în zona de intelligence. Bine ați venit, domnule general! Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație! În același timp am invitat pe distinsa domniță Alba Popescu, care este membru a Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică și a luat recent doctoratul și are o experiență inedită pe relația bilaterală dintre România și Statele Unite ale Americii. Să rămână, distinsă domniță! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Și, în mod surprinzător, am dorit să avem aici și un om de o modestie rară, dar care de la o misiune la alta ne-a spus lucruri tot mai interesante. Este vorba de colonelul în rezervă, dr. Tiberiu Tănase, membru al Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică. Bine ați venit, domnule colonel! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, mă. Domnul Jean Stan Petrescu, vă spune ceva această dorință de a relua dialogul dintre NATO și Rusia? Cât credit îi acordați și cum comentați acest eveniment derulat la mijlocul acestei săptămâni? Da, sunt convins că acest dialog se va relua, pentru că însăși actul de naștere acestui Consiliu NATO-Rusia are la bază câteva principii extrem de importante, și anume este o organizație de dialog în primul rând și de decizie după analize, să spunem așa, de specialitate asupra întregului tablou de securitate. Încă din 1991, când a fost înființat Consiliul Fondator, după aceea în 2002, când a luat ființă Consiliul NATO-Rusia prin declarația de la Roma, s-a statuat exact că această organizație va funcționa pentru a surveia, pentru a supraveghea întreg arhitectură de securitate, și mai ales că există o libertate între fiecare țară, NATO și Rusia, pe de-o parte, dar și organizația vis-a-vis de Rusia. Iată că de la actul de fondare din 1991 și până astăzi s-au întâmplat mai multe situații fierbinți, și după războiul rece a ținut cont de acest aspect de să nu se mai repete, dar iată că în spațiul de securitate actual, destul de dinamic și fluid, au avut loc o serie, cum am spus, de evenimente fierbinți, astfel că partea americană a fost obligată, odată în 2008, când în acel conflict disproporționat dintre Rusia și Georgia, acest consiliu a tăcut, nu a reușit să se implice, și atunci partea americană a încetat orice relație pe această chestiune, se împacă lucrurile,
iată, Statele Unite ale Americii nu erau de acord ca Nagorno-Karabakh și Osetia să fie pendinte de Rusia, să li se dea independență, pentru că aveau dreptul la această chestiune. Sigur că se reiau lucrurile, Consiliul începe să funcționeze, iar în momentul din 2000, în ultimile evenimente din 2014-2015, când, cum a spus și domnile voastre, de pe portavionul Sevastopol, de fapt, s-au întins săgețile strategice către Crimea. Vă întrerup un pic, domnule general. Stimați-le spectatori, în premieră veți viziona în partea dreapta a ecranului, pe timpul cât continuăm să discutăm despre Consiliul NATO-Rusia, o emisiune care este difuzată de televiziunea militară a Federației Ruse. România nu are televiziune militară, n-a vrut un ministru ca armata să aibă chip și voce non-stop 24 de ore din 24, dar iată că televiziunea militară rusă difuzează această emisiune în care evocă și ceea ce menționa domnul general, de pildă, iată imagini din momentele în care avioanele militare rusești au survolat un distrugător american. Vă rog să continuați. Prin urmare, apare evenimente și după ultima întâlnire de la Corfu din 2009, deci după tot în zile de aprilie se reiau discuțiile, dar iată, au rămas evenimente netranșate. Rusia se implică foarte tare pentru a-și reface, să spunem, flotiera geopolitică și apare evenimentele din Ucraina. Sigur, Ucraina pentru Rusia, trebuie să o spunem și pe aceasta foarte clar, reprezintă un copil încă răsfățat. De ce spune treaba asta? Ucraina a fost timp de 3 secole în Imperiul Rus și după aceea în Uniunea Sovietică. Ea nu a fost niciodată independentă sau nu a avut statut de independentă, deși cu mai multe secole în urmă, vreo 10 secole, parcă ea a fost considerată mica Rusie față de Marea Rusie, dar ea face parte din conștiința culturală și militară, geostrategică a Rusiei. Prin urmare, ei n-au avut niciun fel de milă să creeze conflicte la frontiera de est, pe fondul unei constituții cu foarte multe imperfecțiuni, pe fondul unui covor de etnii extrem, cu pondere mare dinspre partea rusă, ceea ce înseamnă ușor pentru o mare diversiune care le-a și reușit. Așadar, și sigur că Ucraina constituia un fel de cortină față de Europa Centrală și de Est din partea Rusiei, neavând-o sub control. Așa că, iată, în ciuda prevederilor acestui Consiliu, care a fost creat între un actor foarte puternic, Federația Rusă, dar și țările NATO, s-au produs aceste evenimente. Rusia și-a urmat cu minuție doctrina și au dus din nou armatele cât mai aproape de frontiera estică cu NATO și a creat cele două capete de pod, Kaliningradul și Transnistria, și au concentrat forțe masive și special de armament greu și a reorientat armata în toate nivelurile sale. Are în spațiu public, discursurile sunt extrem de bine dozate, foarte determinate, ceea ce a atras atenția întregii lumi și, de ce să nu spunem, și a atras și o aură nu numai de mister Vladimirovici Putin, și una de popularitate, mai ales după evenimentele din Siria, când se retrage de acolo cu un oarecare succes și este invitat ca partener în a tranșa problemele Orientului și mai ales Siria. Siria va deveni un actor de negociere între Federația Rusă și Statele Unite ale Americii și chiar țările NATO. Așadar, e foarte important pentru a tempera lucrurile și pentru a crea un echilibru să facem aici o chestiune foarte, foarte interesantă sau o observație foarte interesantă, și anume l-aș cita pe Alexis de Tocqueville în L'Ancien Régime et la Révolution, în care spunea că după revoluții rămân în conștiința unor state lucruri netranșate, urme, răni adânci, care se vindecă cu greu. Este exact ce se întâmplă în viața politică a unor state care au aparținut de Rusia. Aceste răni, aceste simpatii față de marele actor au rămas și ele încă trebuiesc rezolvate. Iar după aceste conflicte la nivel global sau conflicte foarte mari, arhitectura de securitate se construiește în mod invariabil, dar pe alte criterii, rămânând în ultimul tratat de pace, nu? Atâtea paradoxuri și incertitudini. Iată, aceste paradoxuri și incertitudini le regăsim în noua arhitectură de securitate. Rusia a devenit un actor foarte puternic, foarte citat și cu un lider, nu aș spune dictatorial, care autoritar. Are popularitate, autoritar, este foarte bine zis și mai ales că are decizia în mână față de alte alianțe militare unde decizia se ia greu, deoarece se sprijină pe structuri multiculturale.
mediterane prin consens. Și prin consens. Iată rapiditatea deciziilor vis-a-vis de o decizie mai temperată, mai întârziată, chestiune care a creat anumite efecte. Să-l vedem pe cel al migrației, dar și faptul că cu foarte, foarte mare încetineală se construiesc aliniamente pe acel intermarium, deci din țările Baltice și până în Bulgaria. S-au făcut investiții foarte mari, dar pe fondul acestei încetineli de instalare a unor aliniamente puternice, pentru că un actor de securitate ca Rusia, care a obținut succese după succese, în pofida existenței nu numai a Consiliul NATO-Rusia, ci și este partener într-un parteneriat pentru pace și în Consiliul Consiliul Atlantic, Euroatlantic. Așadar, sunt trei organizații. Iată că Rusia a depășit toate aceste chestiuni, Federația Rusă, și a devenit un actor care, dacă vreți, dictează pacea după altă formulă, după altă arhitectură de securitate. Nu numai că dictează pacea, dar iată că avem imagini date de aceeași televiziune militară rusă din locul unde geniștii ruși deminează zona bătăliei care a fost pentru celebra localitate Palmira. Discutam înainte de emisiune, domniță Alba Popescu, despre întrebarea și răspunsul la interogația de ce n-au dat jos americanii avioanele ruse care au zburat la 30 de picioare de Donald, acel distrugător american. Da, motivul, precum vi l-am spus și în drum spre emisiune, a fost acela de a nu răspunde unei provocări, aș putea spune chiar copilărești până la urmă. Pentru că o replică pe măsura unui astfel de gest ar fi însemnat dintr-o dată, nu o situație, ar fi presupus o situație explozivă între cele două, între o superputere și o putere care are... La nivel nuclear, amândouă sunt superputeri. Din punct de vedere nuclear, într-adevăr, două superputeri nucleare. A încercat Rusia prin asemenea manifestări, odată cu avioanele deasupra distrugătului american, apoi prin escortarea foarte apropiată a unui avion de cercetare american, să pună presiune înainte de acest Consiliu NATO-Rusia să-și arate mușchii. Se poate gândi cineva și la așa ceva? Eu privesc acest Consiliu NATO, sau mă rog, reluarea discuțiilor în cadrul Consiliului, reactivarea Consiliului, sub trei aspecte. Unul este un aspect imagologic. Este o chestiune imagologică. Corect. Pură. Un semnal dat mass mediei și opiniei publice din cele două părți. Odată în zona occidentală, unde există, precum știm, această divergență de opinie vis-a-vis de relația cu Rusia și în acest fel putem privi această reluare a discuțiilor în contextul viitorului summit de la Varșovia, care va fi un summit al armonizării, așa cum am mai spus într-o emisiune, iar în partea rusă, ca pe o dovadă a faptului că Rusia, iată, și-a impus punctul de vedere în fața partenerilor occidentali, știut fiind că întreruperea relațiilor a fost consecința anexării Crimeei. Deci asta e o dată, componenta imagologică. Există o altă componentă legată chiar de summit, de negocieri prealabile summitului. Ocazie cu care, sigur, NATO va căuta să vadă cam care este punctul de vedere al Rusiei și până unde ar fi Rusia dispusă să meargă. În acest sens, șeful diplomației franceze a sugerat că până la următorul summit NATO de la Varșovia din iulie să mai fie un asemenea Consiliu NATO-Rusia, ca să fie reglate ce nu s-a reușit acum să se perfecteze. Eu nu cred că se va perfecta ceva acum, în niciun caz. Și eu am să dezvolt această idee. Cumva, Rusia și-a făcut cunoscute puncte de vedere prin acest incident, să spunem, din Marea Baltică. Să spunem eveniment, mai bine. Trebuie să recunoașteți că e un eveniment provocat. Da, bineînțeles. Și prin exercițiile militare care au avut loc în Marea Neagră, nu au fost pe 14 aprilie a fost un astfel de exercițiu, nu cu acele exercițiu militar aerian tactic, din câte am înțeles, și care a vizat niște prezumtive ținte
de la nivelul litoralului Mării Negre cu blocarea strâmtorilor. Deci, iată, o chestiune directă, un mesaj direct către statele riverane, între care ne aflăm și noi, desigur, probabil în perspectiva anunțatului grup NATO sau intenției de a propune acest grup NATO naval în Marea Neagră. A mai fost un astfel de exercițiu în Astrahan, am înțeles, unde au fost și trase niște rachete sau o rachetă de tip Iskander-M. Deci astea ar trebui privite cumva în acest context, în contextul negocierilor. Pentru că Rusia știe că statele de pe flancul estic al alianței doresc, se simt amenințate și doresc o întărire a apărării pe acest flanc. Deci ea știe foarte clar. Mai știe de asemenea că la nivelul bazinului Mării Negre există un dezechilibru din punct de vedere militar. Rusia domină regiunea din punct de vedere militar și statele NATO din riverane Mării Negre, normal, că își caută să echilibreze această situație într-un mod sau altul. Scutul de la Deveselu fiind inclus în această categorie. La fel și acest viitor, să sperăm, grup naval NATO. Și a treia componentă este o componentă geopolitică, este un mesaj geopolitic care se adresează ecuației de securitate globale. Pentru că atât NATO, statele NATO, cât și Rusia au două amenințări comune. Una este emergența Chinei, care deranjează atât Rusia prin faptul că această strategie a drumului și a centurii mătăsii vizează coridoare de transport care trec prin zone strategice cheie ale Rusiei. Unul este Caucazul, de exemplu, și care pot veni în competiție cu Transiberianul rusesc și în care pot exista, implicații atât de ordin strategic, dar și economic. Asta odată. Iar în partea, bineînțeles, în zona statelor NATO și în special a Statelor Unite, este această ofensivă a Chinei din Pacific și nu numai din Pacific, ci și din Oceanul Indian. Nu? Care a generat atâtea schimbări reconfigurări de alianțe deja în cele două spații menționate. Deci asta este prima amenințare comună. A doua amenințare este acest război sectar din spațiul islamic, în care atât Rusia, cât și Statele Unite sunt actori, sunt jucători. Sunt de aceeași parte a baricadei. Sunt jucători, nu știu dacă sunt de aceeași parte a baricadei, dar sunt jucători și unii și alții și Uniunea Europeană, la rândul său, prin anumiți actori statali, participă în această ecuație, dar la plată sunt incluși toți membrii Uniunii Europene. Deci, cumva, problema aceasta a războiului sectar și a valului de migrație, mai mult ca sigur, mai ales în perspectiva în care Turcia va bloca, să spunem, până la urmă, această rută terestră și viitorul val va veni dinspre țărmurile Africii de Nord, țărmuri controlate în exclusivitate de jihadiști, ca să fim foarte clari, da? Și rutele controlate de jihadiști, deci deja intrăm într-o altă ecuație de securitate. Și aici este nevoie și probabil că acesta este încă unul dintre argumentele pentru care se încearcă acum reactivarea acestui Consiliu în ideea unei cooperări, cel puțin pe dosare comune, pe aceste două tipuri de amenințări. Pentru că, sigur, atunci când NATO se ceartă cu Rusia, cel care câștigă la nivel statal este China, care în felul acesta își poate juca, pleda cărțile cât mai bine și, de asemenea, la nivel statal și non-statal, aceste organizații, și spun statal și non-statal pentru că ele nu sunt chiar de capul lor, ci au și ele niște, să spunem, niște inputuri din anumite zone statale. Domnule Conant, Tiberiu Tănase, secretarul general NATO Stoltenberg spunea că există o tensiune la ora actuală între NATO și Rusia, cum n-a mai fost
de la înființarea Alianței Nord-Atlantice și sigur că la momentul respectiv de partea estică a continentului era încă Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, dar Federația Rusă este statul care moștenește acel decedat Imperiu Sovietic și sperăm să nu mai renască niciodată. Însă spunea că acest summit, acest Consiliu NATO-Rusia se concentrează în principal pe două chestiuni. Ucraina, cu o discuție concretă a acordului de la Minsk, de văzut cine și de ce nu respectă, și doi, evitarea situațiilor de confruntare militară în viitor de tipul celor două avioane care au survolat distrugătorul american. Deci introducerea unor conexiuni, chiar folosea expresia că este important să ia legătura și să comunice între ei oamenii care pot regla concret, tehnic, asemenea situații. Da. Cum comentați această modalitate a liderului politic al Alianței Nord-Atlantice, secretarul general Stoltenberg, privind Consiliul NATO-Rusia din această săptămână? Secretarul general pornea de la o realitate care a fost prezentată și ca să pot să comentez lucrul ăsta, ar trebui să vă reamintesc și să spun din nou că avem de-a face cu două entități total diferite. Pe de-o parte, Alianța Nord-Atlantică, care este o organizație politico-militară în care statele membre iau deciziile prin consens, și pe de altă parte, un stat, Federația Rusă, care are la ora actuală regimul autoritar deținut de președintele Putin. În acest context avem de-a face, deci avem o relație între o organizație și un stat. În toate comentariile care apar pe media și în general cele care sunt prezentate mult mai des decât cele științifice sau bine documentate, apare ideea că NATO este dușmanul Rusiei, că această organizație se află la granițele Rusiei, că este în plină ofensivă, lucru completat ulterior de către aceste tipuri de incidente, provocări sau imagini create, numai în ideea de a da puțină substanță și a sublinea lucrul acesta, pentru că, în esență, atât pot să spun responsabilii militari ruși, cât și cei americani, care, de fapt, forțele navale NATO care sunt, știu foarte bine că între această organizație militară și un stat foarte puternic militar în zonă, și mă rog, nu poate izbucni un incident sau niște provocări care să ducă la un conflict. Stop cadru. Un oficial polonez spunea că totuși există pericolul ca Rusia să atace la nivelul armelor convenționale, da, statele NATO de la granița răsăriteană. Și acest mesaj îl decriptez ca un mesaj de diseminare, de prezentare făcând parte din arsenalul acesta politico-militar de a prezenta, deci chiar strategia militară, strategia de securitate a Federației Ruse. Deci citită în cheia asta că NATO este dușmanul Rusiei și că poate ataca, deci este foarte clar pentru cine nu știe că statutul pe care îl are NATO nu permite unele acțiuni care ar putea să se desfășoare. Pe de altă parte, incidente de tipul acesta. Am avut incidentul cu avionul doborât de Turcia. Acela a fost un incident între o țară și altă țară. Deci Turcia a doborât un avion care a încălcat teritoriul. N-a avut nicio legătură cu NATO, cu toate că Turcia este un stat membru foarte puternic și are a doua armată în alianță. Deci, eu citesc aceste incidente sau mor provocări în cheia aceasta de capital de imagine foarte puternic în creștere și sigur că pe spațiile media dă foarte bine prezența avioanelor Suhoi lângă un portavion, lângă o navă NATO, da? Care patrulează sau este în zona respectivă. Și de aici se pot transmite diverse mesaje, unele mai agresive, altele mai puțin. O publicație de la Moscova a inserat un comentariu în această săptămână, a cărui idee era la un moment dat că liderii statelor membre ale NATO aflate la flancul, la granița de est a NATO,
au cerut celorlalți aliați ca în cadrul reuniunii NATO-Rusia, acest Consiliu al Ambasadorilor, să fie o poziție mai fermă, comună, la adresa Moscovei, deoarece aceste state, inclusiv România, sub o formă sau alta, chiar dacă oficialii noștri tac, se simt amenințate. Da, sigur, ăsta este un mesaj foarte clar, pentru că realitatea din teren demonstrează necesitatea acestui lucru. Deci nu este vorba numai de zona, numai Ucraina, este vorba și de statele baltice, care sunt amenințate în mod direct. Și pe lângă manevre clasice, mai sunt și manevrele sau tipul de război cibernetic, care este foarte puternic și ca efecte pot provoca foarte multe pagube și bloca o țară. Deci avem, ca să spun așa, ca model, atacul asupra Estoniei. Toate statele baltice, din punct de vedere al războiului cibernetic, se simt amenințate foarte clar. Pe de altă parte, Ucraina... Vom avea în cursul emisiunii mai încolo niște imagini elocvente în acest sens. Pe de altă parte, Ucraina are sistemul de IT, sistemul de hard, de infrastructura, practic, informatică, rămasă din vremea Uniunii Sovietice. Deci nu sunt înlocuite, mai ales în zone economice vitale. Reamintesc partea sistemului energetic. Este unul din locurile sau locul vulnerabil foarte puternic. Și s-a făcut o demonstrație de forță și s-a dovedit că acolo se poate lovi oricând. Deci, într-o iarnă foarte grea, lovești sistemul energetic și atunci ai închis și ai tras, ai oprit lumina. Ați vrut să interveniți, domnul Salva? Nu, am ascultat. Bun, atunci vă pun eu o întrebare care se justifică din perspectiva celor discutate cu domnul colonel Tiberiu Tănase. Totuși, dumneavoastră, ca simplu cetățean al României, în condițiile în care vorbim de un război imagologic, vă simțiți apărată de statul român pe plan imagologic sau de partea răsăriteană este o ofensivă fără precedent? Pe internet, pe televiziune, pe radio, în presa scrisă și la noi e liniște. Da, răspunsul e subînțeles. Bineînțeles că nu mă simt niciun fel apărată și asta a fost unul dintre subiecte pe care de altfel le-am și discutat și în afara cadrului acestei emisiuni. Din păcate, România încă este într-o stare dintre asta de ralanti, să zic, de lipsă de reacție. De lipsă de reacție coordonată. Dacă Rusia este cu adevărat o superputere, în afară de faptul că are această componentă nucleară... Avem o preocupare, nu știu dacă a ajuns la Palatul Cotroceni bugetul pentru pești. Pentru pești din apă. Și mă gândeam, uite, a venit primăvara, săracii de ei vor fi având, le-a asigurat Parlamentul mâncare pentru pești. Nu știu. Da. Eu aici am o observație, vă rog, domnul Genau, foarte importantă. În situații de conflict, stări de tensiune, pe anumite areale geografice, între anumite state, între alianțe, etc., etc., războiul informatic, informațional, al informațiilor, cum vrem să spunem, dar generic, războiul informațional este viu, este dinamic, este prezent, cu toate mijloacele sale. Nu ne apucăm să facem o teorie a războiului informațional. Sigur că cel imagologic este o componentă acestui război informațional. În general, statele care se apără împotriva acestei ofensive, și mă refer la mass media văzută și vorbită, deci emițătoare de televiziune și de radio, există o cheie în registrul căreia lucrează toate guvernele și toate statele. Televiziunile oficiale sau televiziunile de stat sunt acelea care preiau din capetele luminate ale decidenților, ale staffurilor care ne conduc, acele informații care trebuie să le consume cetățeanul pentru a-și crea un confort psihic vis-a-vis de o amenințare. Asta în statele democratice care au asemenea mecanisme. Deci eu vorbesc de o democrație consolidată și cu care noi credem că ne lingușim. Avem o democrație consolidată. Nu, și avem o democrație în curs de consolidare. Îmi pun întrebarea că informații tot mai, sau dezinformare, fac foarte mult televiziunile comerciale, pentru că ele au în spate fie stăpâni de natură politică, fie stăpâni cu bani și atunci fac politica acestora, în timp ce televiziunea română, responsabilă și instrumentul care să mențină într-o supă a informațiilor întregul areal
Deci întregul teritoriu și chiar unde sunt și comunități de români de dincolo de frontieră, se face prin radioul și televiziunea română. Aici se transmit acele informații reale în care românul are încredere. Dom'le, guvernul a spus, președinția a spus, rezultatul unei analize a spus. Prin urmare, tot ce se transmite prin fel de fel de televiziuni comerciale nu fac altceva decât să dezinformeze. Iar cei de peste Prut sau cei de aiurea care ne consideră o țintă, au suficiente instrumente, inclusiv cel al intoxicării. Să știți, să facem aici și o cuvenită îndreptare. Este o mare deosebire, și o spun pentru toți cei care ne ascultă și ne văd, este o mare deosebire între intoxicare și dezinformare. Dezinformarea are nevoie de niște emițătoare puternice, de un spațiu public foarte larg și de un număr imens de ascultători sau cei care vizionează. Și pe o informație cu un capăt adevărat se pigmentează și alte informații pe care vreau să le trimit la ținta respectivă și produc dezinformarea. Intoxicarea se face între servicii de informații pe canale secrete, fie prin instituția agenților dubli sau altor agenți care încearcă sau care consimt să colaboreze. Și atunci un serviciu de influență, un serviciu de informații, trimit pe canale din acestea de intoxicare prin agenții dubli mesaje. Sunt convins că acel polonez care a lansat o asemenea prostie, o pun în ghilimele, sau poate o asemenea informație, fie că i s-a spus să facă acest lucru. E un oficial pentru... de rang înalt, dar am evitat și numele și funcția. Se folosesc oficiale de rang înalt pentru că informația are greutate. A spus-o cu tare. Și atunci dacă a spus-o ăsta, sigur că ea așa poate fi. În mod normal nu se practică, sau în mod normal, în stări de tensiune și inflamate, se practică și asemenea chestiuni. Iar dacă a spus el cu de la sine putere, fără controlul guvernului, acela în secunda următoare trebuia să își dea demisia, pentru că nu se fac asemenea declarații, mai ales față de un actor atât de puternic cum este Rusia. Și eu sunt convins că sunt suficiente canale între Federația Rusă, Statele Unite pe de-o parte, între oficialii NATO, ca să se prevină un asemenea conflict. Pentru că revenim la acest Consiliu. Acest Consiliu vor să gestioneze într-adevăr ce, sau fac niște bilanțuri ultime, ceea ce se întâmplă în lume la ora actuală. De exemplu, Putin a și spus-o și el se prezice la nivel ambasadorial și a transmis-o către Ministerul de Externe și ambasador, este chestiunea Afganistanului, dar și chestiunea unui inamic comun, care este terorismul și pe care și-l asumă și unii și ceilalți. Și a spus-o Putin la Sochi, la acea fundație a sa. Este absurd să se creadă că va izbucni un conflict la nivel global, pentru că dacă se folosește arma nucleară, nu vor fi nici câștigători, nu vor fi nici perdanți. Sigur că acest pericol al armei nucleare îngrozește pe toată lumea. Eu am mai spus-o într-o emisiune a dumneavoastră că cel mai mare pericol privind întrebuințarea unei arme nucleare o constituie acea armă nucleară a săracului pe care o pot folosi teroriștii. Și sunt conștienți de chestiunea aceasta și cei din Occident, cât și cei din Est. Revenind la dezinformare... Un moment. Că... Închei, imediat. Ca moderator vă întrerup și vă pun o întrebare incomodă, că e o discuție și o conduc eu. Deci, dacă funcționa telefonul roșu dintre șeful statului major al armatei ruse, generalul Valeri Gerasimov, și actualul președinte al Comitetului Militar al NATO, telefon care există, al doilea avion nu mai trecea a doua zi peste același distrugător american. Deci e clar că nu funcționează comunicațiile între militari. Cel puțin într-o parte, cineva nu mai răspunde la telefon. Și nefuncționând această comunicare între militari, v-am dat un exemplu care nu poate fi contrazis, este clar că politicienii sunt cei care fac un pressing și de aceea s-a ajuns la această restartare a Consiliului NATO-Rusia. Demonstrații de forță se numesc aceste treceri ale aviației de vânătoare bombardament de mare clasă ale Federației Ruse, iar aceste demonstrații, să știți că au fost făcute în istoria războiului rece și de o parte și de cealaltă. Așadar, că acestea, după părerea mea, sunt doar niște polițe, iar americanii nu sunt impresionați de aceste chestiuni, că două avioane... Nu sunt impresionați? Vă rog să dați pe ecran, colegii, în fereastră, imagini sugestive pentru telespectatori, să vadă o armă care este ca putere de distrugere pe locul 2 după arma nucleară. Este o armă pe care Moscova o readuce în prim plan înainte de 9 mai,
a difuzat-o prin televiziunea militară rusă și arată distinșilor telespectatori din Rusia că au un potențial de a răspunde adecvat. Deci este o armă care distruge un areal echivalent cu 100 de terenuri de fotbal. Observați terenurile de fotbal care în număr de 100 sunt distruse de o asemenea lovitură. Aici nu mai e doar război imagologic, este o certitudine, dar este și o defilare înainte de 9 mai, nu cea din piața Moscovei, ci pe micul ecran. Cum comentați asta? Comentez și de partea cealaltă, cum pe YouTube aleargă sau zboară un Lockheed Martin, lăsând de la, din cer, în mod gradat, pe arii la fel de mari sau și mai mari, un fel de mine contrablindate și practic sunt lăsate cu asemenea ușurință și pe asemenea suprafețe mari încât te îngrozește cât le vezi. Asta fac parte din arsenalul imagologic al marilor puteri, să arate lumii și mai ales simpatizanților lor cât de puternici sunt, ce arme ultra perfecționate au și mai ales care este capacitatea lor de distrugere. Deci asta face parte din arsenalul de informare și de dezinformare. Eu nu pun mare preț pe ele dacă intru cu analizele foarte profund. Iar cât privește telefonul despre care ați vorbit, ăsta funcționează continuu. Și la nivelul celor mari se fac și aranjamente. Una se dă la presă, pentru că intre... A spus-o la un moment dat Putin la Sochi, dacă nu mă înșel, în vara trecută, sau nu greșesc, are și el o mare fundație, un think tank, unde se adună filologi, sociologi, militari, invitați foarte mulți și unde o frază ce mi-a rămas fixată în memorie, redau ideea, dar cu cuvintele mele, deci toți acești oameni, aceste capete luminate, gândesc să facă strategii și sprijină pe mari actori ai puterii și, în general, au ajuns la concluzia că și toate acest chin intelectual, toate aceste analize fantastice la nivel global, se fac pentru a se aranja un fel de pace eternă. Ori spune Putin că această pace eternă nu există. Țările mari, actorii foarte puternici și alianțele, după conflicte, ei stabilesc o nouă arhitectură de securitate după conflict și zice a face așa un stat foarte puternic, precum și Rusia sau precum Statele Unite, este ceva natural. Subliniez, a spus-o Putin, este ceva natural. După ce, sau ca să nu-l să-l citez, mi se pare o chestiune extraordinară și se potrivește în situația de față, a lui Paul Hirst, dacă nu mă înșel, în războaiele secolului 21, unde ne aruncă o butadă formidabilă. Ne spune așa, fiți liniștiți sau foarte liniștiți, pace eternă nu există. Așadar, aceste mari puteri, în aceste condiții, nu fac altceva decât să facă aranjamente de securitate între ei și mai ales dacă unele lucruri scapă de sub control, trântesc câte o întâlnire din acestea, fac anumite bilanțuri și în sfârșit dă lumii alte concluzii și viața continuă mai departe. Așadar, sunt firești aceste demonstrații de forță, s-au făcut în Marea Baltică. Da. S-au făcut în Marea Baltică. Și ori de câte ori, asta au știut toți militarii, toți analiștii, ori de câte ori să facă anumite aplicații militare în anumite zone, apar fel de fel de antene. Dacă sunt aplicații navale, trebuie să fie un submarin de cercetare undeva bine plasat pentru a culege informații. Sau, cum a apărut în Marea Neagră, un vas comercial rusesc, care era înregistrat, se știa că este comercial, dar în realitate el era plin de tehnologie înaltă pentru a decripta toate comunicațiile care se întâmplau în Marea Neagră cu ocazia venirii acestor musafiri. Și dacă vreți, rușii, pe baza tratatului de la Montreux, ei știu foarte bine că n-au voie să stea mai mult de 21 de zile aceste nave, se plimbă de la un port la celălalt, cât au timp să facă o aplicație scurtă pentru a remodela și a reuni aceste grupări navale, deși este foarte pretențios, după care părăsesc Marea Neagră. Ei sunt tătici în Marea Neagră și cu Turcia, pentru că au flote extrem de puternice. Da, dar cheia au turcii. Cheia au este posibil să aibă turcii, pentru că au Bosforul, pe care oricând îl pot... Există o regulă, dacă nu treci la ora stabilită prin Bosfor, nu mai treci. Sunt mai multe reguli. Acum, revenind la războiul magologic, televiziunea noastră română este responsabilă de a informa întreaga populație cu mesajele oficiale, cele curate, care se mențin într-o stare de echilibru psihic
pe toți cetățenii. Iată că de ani de zile nu-și găsește un manager. Și radio. Ea este, și radio. Ea este îndatoritoare. Sunt scandaluri. Asupra pe cine să punem la nouă programe strategice. Atâtea comunități de români așteaptă să vină despre București prin aceste canale informații în legătură cu toate durerile și dorințele noastre. Nu se fac. Mi se pare, ca specialist vorbind, că se dorește sau cineva dirigează acest lucru. Televiziunea tuturor statelor sunt foarte bine coordonate, sunt foarte... Așa se face că pe un post comercial a apărut Madame Le Pen, ieri sau alaltă ieri, și a văzut cu câtă nonșalanță, a spus că Vladimir Putin are dreptate, Crimea este din punere istoric a ei. Iată cum a făcut un serviciu, dacă vreți, lui Vladimir Putin, la un post comercial. Nimeni dintre invitați, sau, mă rog, postul ar fi trebuit printr-un angajat al lor, printr-un specialist al lor, să corecteze într-un cât această informație. Să se delimiteze. Să delimiteze. Pentru că această informație a ajuns la cine trebuie, a fost făcută cu destulă inteligență, ca și multe altele. A fost un interviu integral. Integral, da. Sigur, l-am urmărit. Dar am reținut această parte, deci mesajul a transmis, a scăpat. Nu? Dacă ar fi fost o televiziune română a românilor, domnul general, automat... Să ne uităm și la imagine care urmează pe reastră cu sprijinul colegilor. Acestei madame. Da. Iată o nouă demonstrație de forță, tot din aceste zile. Aici este o demonstrație în care vrea să se arate un singur lucru. O să vedeți finalul acestor imagini, capacitatea de a lovi la mare distanță, ceea ce indică un semnal pentru cei aflați în apropierea Rusiei. Se știu statele care sunt în apropiere, de a avea în calcul faptul că asemenea arme sunt pregătite să ajungă și să distrugă puncte de comandă, sunt în stare să creeze și un șoc psihologic. Doamna Alba Popescu, cum priviți aceste imagini, cum le comentați, mai ales că e vorba de o aplicație care a avut loc, stimați telespectatori, în regiunea marcată cu verde pe hartă, este districtul militar vestic al Federației Ruse, district militar vestic care are în componență și grupul de forțe din Transnistria. Care grup de forțe din Transnistria în această săptămână a fost scos la încălzire? Așa, să mai meargă prin poligoane, să mai afle presa că se fac trageri, acolo ar fi vorba de vreo 15.000 de militari per total pe care poate conta Federația Rusă. Vă ascult. Eu privesc lucrurile astea într-o altă cheie. Eu nu văd Rusia ca pe un actor statal puternic la ora actuală. Dacă e să mă uit pe axa timpului, deci din 1991 uităm, o să vă las să continuați, dar așa întreb și eu, naiv. Înseamnă că acestea sunt chestiuni pentru grădinițe, nu, sunt nu desene sunt. Animate nu. Pentru copii. Nu. Și da. La noi, la București, există înțelepciunea că nu sunt băgate în seamă pentru că sunt insignifiante, bușificatoare și bilibislocizante. La noi nu sunt băgate în seamă pentru că la noi nu există o strategie de combatere, așa cum spunea și domnul general. Și noi nu avem, în primul rând, platforme, pentru că nu e vorba numai de televiziune, este vorba, la ora actuală, de spațiul acesta internet. Deci, toată partea asta, nu există platforme care să combată un anumit tip de mesaj care este lansat. Și nu e vorba numai despre mesaje legate direct de Federația Rusă, ci sunt și mesaje destabilizatoare interne. Sunt o soiu de gogorițe care se... Care se lansează pe anumite zone, inclusiv chestia cu vaccinurile, că tot vorbeam cu domnul colonel Tiberiu Tănase astăzi despre o astfel de chestiune. Deci, spectrul este foarte larg. Noi nu avem o strategie legată de treaba asta. Și aici este vina exclusivă a României, nu a altcuiva. Dar vreau să revin la chestiunea asta cu... autorităților care ar fi trebuit să ia măsuri adecvate. Care trebuiau să se ocupe, pentru că asta este un imperativ. Noi suntem acum într-un plin război imagologic. Rusia este o superputere din acest punct de vedere. Dă clasă marii majorități a puterilor de acest tip din lume. Are o capacitate și o flexibilitate și o strategie din acest punct de vedere, pentru că știe foarte, foarte bine cât de mult contează moralul populației. Lucrează asupra moralului, asupra imaginii, asupra stimei de sine. Asta este chestiunea. Și lovește în punctele sensibile. Nu întâmplător, acum, în ultimul timp, observ că apar tot soiul de istorici care ridică în slă poporul român.
De unde până acum eram, nu-i așa, sau care dintr-o dată recunosc faptul că moldovenii sunt de fapt români. După ce s-au chinuit timp de 70 de ani, să spună că sunt din nu știu ce fel de etnie. Să construiască o limbă moldovenească. Exact. Deci lucrurile astea nu sunt întâmplătoare. Dar ca să revin la harta aceasta pe care ați prezentat-o dumneavoastră, eu nu văd Rusia ca pe un actor statal puternic la ora actuală. Dacă Rusia a fost puternică în acest interval de timp din 91 până acum, a fost în 2008, când Rusia colabora perfect cu Uniunea Europeană, era membru de bază în cadrul Consiliului NATO-Rusia, cu care dezvoltase o grămadă de programe și cu care existau inclusiv pe zona de contraterorism, pe zona de control al traficului de narcotice și așa mai departe, piraterie maritimă. Erau nave rusești care au participat la Ocean Shield, de exemplu, în Golful Aden sau la operațiunile din Marea Mediterană. Deci era o zonă de cooperare consistentă, reală. Rusia atunci era un actor statal care stătea la masă cu toate celelalte puteri și avea o voce ascultată. Și avea o economie care pe vremea aceea duduia, pentru că reușise să-și dezvolte această rețea de interese în Europa Occidentală, în Asia Centrală, relațiile cu China mergeau foarte bine, începuse să-și dezvolte relațiile cu Japonia, ataca de acum și zona subsahariană. Apropo, mi-aș ridica mingea la plasă și vă dau o întrebare legată de Japonia. Fiind întrebat președintele Vladimir Putin după ce a avut celebra întâlnire cu cetățenii Federației Ruse săptămâna trecută, a ieșit în fața jurnaliștilor și a fost întrebat: cum veți rezolva diferendumul cu Japonia vis-a-vis de insulele Kurile, deoarece în luna mai vine premierul nipon la Moscova? Și răspunsul a fost foarte interesant, îl sintetizez și rog să-l comentați, mai ales că mai avem 4 minute până la pauză. Ideea a fost așa: este foarte bine că vine, putem pe calea dialogului să ajungem la compromisuri și cu siguranță vom ajunge la compromisuri care să fie acceptate de ambele părți. Deci Rusia a dat un semnal public, care este consemnat și pe website-ul administrației prezidențiale ruse, că în problema insulelor Kurile, probabil în luna mai, va ajunge la o primă schiță a unui compromis cu Japonia, care revendică teritoriile pierdute în al doilea război mondial. E foarte logic, pentru că intră în logica celor pe care le-am spus. Este vorba despre emergența Chinei. Emergența Chinei la ora actuală este cea mai mare amenințare pentru Rusia, deci pentru o Rusie rațională. Iar ceea ce vedem acum, aceste demonstrații de forță, nu știu în ce măsură sunt ele adresate neapărat NATO, cât mai ales Chinei. Pentru că la ora actuală strategia aceea a drumului și a centurii mătăsii vizează coridoarele controlate de Rusia și în special... Cu tot respectul, aplicația din districtul militar vestic e pentru NATO. Sigur că da. Deci este cu lovitură dublă. E și la unii și la ceilalți. Asta este realitatea. Să aveți și dumneavoastră dreptate, pentru că în districtul militar răsăritean a fost recent, în această decadă, care se încheie în această duminică, un exercițiu de amploare aerian și naval al Federației Ruse și s-au întrebat analiștii occidentali dacă era vizată China, dacă era vizată Coreea de Nord. A fost o demonstrație de forță fără niciun fel de explicație. În stilul cunoscut, imprevizibil. Da, bine, nu și știu mai dacă... făcut o demonstrație nu știu de forță. Dacă era imprevizibil. Cred cu că Suboiul 35 au spart ghețurile. Da, exact, exact. Dar ideea este că la ora actuală Rusia și domnul Putin, sunt convinsă că e perfect conștient de faptul că economic este așa cum este, este tot mai izolată, are această problemă legată de China care, precum știm, a și ridicat acea limitare a natalității, nu, a copilului unic și care practic reprezintă o bombă demografică la granița sa sudică. Adică mai concret, fiecare familie poate avea 2 copii. Da, păi 2 copii. Dintr-o dată la 1,5 miliarde deja vedem cam care va fi sporul natural. Nu? Așa. Plus India, care este în zonă, tot o altă bombă demografică, iar Rusia, care în anul 2050 va avea undeva, asta spun statisticile, la 100 de milioane de locuitori, la o suprafață de gestionat precum cea care este la ora actuală. Deci lucrurile, rațiunea, logica ar fi ca Rusia să-și caute formule de colaborare
pe baza respectului reciproc cu celelalte state, mai ales statele europene și statele de vecinătate și cu statele NATO. Asta este singura lor soluție la ora actuală și soluția de viitor, pentru că în formula, în modul în care se prefigurează lucrurile în zona Asiei, nu cred că viitorul sună prea bine. Mai avem un minut și tot pe dumneavoastră vă întreb. Spuneți. Că dacă am ajuns la capitolul concesii și compromisul e de comun acord, deci în timp ce în relația cu Japonia este clar că se dorește un modus vivendi, vom vedea ce va fi în luna mai pe timpul vizitei la Moscova premierului nipon, pe zona europeană, când aud unii diplomați răsăriteni de pactul Ribbentrop-Molotov, iau foc. Adică să nu vorbim, să nu... Păi asta cum se bate asta cu ce a zis dumneavoastră mai înainte, cu păi dintr-o dată bruscă laudă istoriei poporului român? Nu, nu. Asta ar fi abordarea logică, abordarea rațională a unor oameni care înțeleg mersul istoriei și mai ales care înțeleg că acest proces de globalizare nu poate fi oprit. Corect. Deci nu poate fi oprit. Deci trebuie să fii la masă dacă vrei să fii parte. Dacă nu vrei, atunci sigur suporți niște consecințe, care sigur se exprimă în primul rând în stare economică, pentru că despre asta este vorba, nu? Doamna Madeleine Albright tocmai a spus, cum a și... Am și reținut această replică a dânsei, Rusia este un fel de un Bangladesh cu arme nucleare. Păi asta este oare ceea ce își doresc cetățenii Rusiei? Să trăiască precum în Bangladesh și să vadă aceste explozii și acest armament? Mă îndoiesc. Eu cred că își doresc să trăiască cum trăiau înainte de această, cum să spun, exacerbare a sentimentelor naționaliste, revanșarde și revizioniste ale domnului Putin. Deci... Iar noi patru aici în studio trăim după regulile unei televiziuni care trebuie să aibă și publicitate. Vom continua discuția după calupul publicitar. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea Valori Euroatlantice cu subiectul focalizat pe întâlnirea ambasadorilor care sunt la Bruxelles parte a Consiliului NATO-Rusia și domnița Alba Popescu vrea să mai completeze vis-a-vis de ceea ce discutasem înainte de pauza publicitară cu câteva idei aparte. Da, vreau să mai punctez legat de acest război imagologic, că el nu face decât are și un rol intern. El alimentează opinia publică din Rusia cu încrederea în capacitatea de apărare, pentru că știm că propaganda rusă este centrată pe această idee a Rusiei înconjurate, Rusiei vulnerabile, Rusiei țintă. Dacă e să o mă mică uit paranteză la... și tot dumneavoastră continuați, avem pe ecran, stimați telespectatori, o imagine dintr-un film care acum începe să se deruleze. În imaginea respectivă era Ucraina, un stat care decade. Iar filmul pe care îl urmăriți în dreapta face o apologie a forțelor de parașutiști ruse, într-adevăr trupe de elită, și se amintește în acest film și de faptul că pe timpul celui de-al doilea război mondial a fost suficientă parașutarea unei divizii sovietice lângă Kiev ca să rezolve problema. Trimiterea la situația din Ucraina de azi este transparentă. Vă rog. Da. Deci este tot acest război imagologic care trebuie să țină loc de pâine până la urmă, pentru că e foarte clar situația economică în Federația Rusă devine din ce în ce mai problematică, iar populația trebuie hrănită cu ceva. Dacă nu poți să o hrănești cu pâine, îi o hrănești cu acest gen de imagini, de iluzii până la urmă. Până la urmă, vedem cât vor mai funcționa aceste iluzii. Pe de altă parte, așa cum am discutat și în pauza publicitară, sunt perfect de acord cu dumneavoastră că aceste semnale din partea Moscovei legate de o anumită determinare a sa de acțiune în caz că anumite interese îi sunt atacate, trebuie luate în seamă, bineînțeles. Ele trebuie luate în serios, pentru că totuși discutăm despre o putere nucleară, în primul rând.
în primul și în primul rând. Cu toate că, sigur, este foarte puțin probabil să se ajungă la o confruntare directă. Până una alta, de când cu aceste arme nucleare, observăm că aceste confruntări între marile puteri s-au făcut în alte moduri. Din acest motiv au apărut și războiul hibrid, și războiul, cum îi spunem acum, non-linear, războiul propagandistic, războiul în toate feluri, numai nu război convențional. De ce? Pentru că acesta automat duce inexorabil către o confruntare nucleară. Domnule Jean Stan Petrescu, să vedeți în imaginele care urmează o hartă, iată, în care se indică foarte clar că aceste trupe de parașutiști sovietici ocupă țările baltice, Lituania, Letonia și Estonia în câteva ore. Cum comentați asemenea imagini? Prin urmare, nu este un enunțiu greșit, pentru că atât de trebuiește să ocupe aceste entități statale, pentru că nu sunt nu beneficiază de o apărare foarte puternică, populație puțină, NATO a făcut niște capete de pod acolo, deci de acolo până în Bulgaria, pe unul sau la două aliniamente, așa că... Observați, 5 divizii au trupele de parașutiști. Le trebuia doar una. Disproporția este foarte mare, deci forța este impetuoasă, este extrem de puternică, militari antrenați, iar în materie de forțe speciale sau de aceste grupuri, dacă vreți, de forțe speciale, ele vor cuceri ce? Parlamentul, guvernele, sinapsele, Ministerul de Război, comandamentele unor unități și mari unități și nici nu trebuie să mai tragă un foc de armă. Adică exact ca în Crimea. Exact ca în Crimea, sigur că da. Sigur că, de ce trebuie să ne surprindă lucrurile acestea? Firește că și de cealaltă parte se fac antrenamente, numai că ea nu numesc. O să zic că țara galbenă, țara albastră, țara verde, dar conturul închipie unele obiective pe care le... Astea fac parte din arsenalul de propagandă pe de-o parte, de instruirea forței și mai ales de ridicare a moralului cetățenilor Federației Rusie. Coeficientul de moral este foarte, foarte crescut, iar unii lideri care au această concepție autoritaristă se bazează pe asemenea chestiuni. Face parte din arsenalul personalității sale de a fi cât mai prezent în conștiința fiecărui rus și de aici un întreg popor îl urmează. Așa, aceste lucruri l-au făcut și alți lideri dinaintea lui, de la Hitler, și alți lideri din anii 50, 60 și 80 și așa mai departe. Nu trebuie luată nici în glumă ele sunt forțe ofensive, își fac jocuri de război foarte bine puse la punct, prin urmare, dar nu cred că acest flanc al NATO, și să facem și o precizare aici, de ce rușii își antrenează forțele și toate categoriile de forțe? Pentru că și ei au simțit că frontiera NATO se apropie tot mai mult de către ei. Și ei consideră NATO un adversar, nu o să-l consideră. În ciuda faptului că sunt atâtea canale de legătură despre care discutăm iată acesta astăzi care se întâlnește la Bruxelles, însă în spatele tuturor acestor lucruri sigur că ieșeau măsuri de pregătire operativă foarte bune. Numai noi văd că nu luăm asemenea măsuri de operative de pregătire, adică forța și rezerva forței trebuie pregătite tot timpul, zi de zi și ceas de ceas, iar guvernele, politicienii sunt apreciați de către structură de forță și de către popor cu câte grație îi privește sau dacă, să fiu mai precis, cum o spunea un lider de inteligență al Statelor Unite când a comandat CIA-ului, zice, succesul unei structuri de informații este direct proporțional cu acea cantitate de atenție pe care președintele Statelor Unite o dă acestei structuri. Așadar, trebuie să observăm și la noi ce cantitate de atenție se dă structurilor de forță, mă refer la cele militare cu toate categoriile lor și mai ales la corpul de cadre ofițeresc care trebuiește antrenat și pregătit din timp de pace permanent în condițiile cât acest cadru, această arhitectură de securitate este fierbinte, nu este rece, nu este undeva departe, este aici lângă noi. Poziția noastră geografică face parte din analiza geopolitică. Poziția geografică a unui stat este foarte importantă într-un raport de confruntare. Și atunci știm poziția noastră geografică. Este foarte aproape un adversar care este și declarat sau s-a declarat uneori. Așadar, aici nu te joci cu pregătirea forței, chiar dacă suntem un stat mic. Să luăm cazul Finlandei din al doilea război mondial. Păi știți că le-a produs o pagubă de 1 milion de morți?
de vreo 200 de mii de morți rușilor și au constatat că este, deși... Era vorba de trupele agresoare sovietice. Sovietice, dar vreau să spun ca popor mic, poziția sa geografică, la frontieră cu Rusia, s-au luptat și au știut să lupte și să facă față. Eu mă refer la poziția noastră geografică, adică trebuie să se dea și fac apel la toată clasa politică, la toți diriguitorii, la toți acești lideri care au în spate povara acestei țări. Să întoarcă fața către structurile de forță, cele de inteligență, către structurile militare, către cele din rezervă, să fie instruit. Ați văzut Putin ce și-a organizat. Și-a organizat miliții, un fel de Garda Națională. Garda Națională, nu? 430.000 de membri. De oameni. Și care, în situația unui conflict, asigură fâșia din spate a forței strategice, nu numai de control și pază, frontiere, etc., etc., pentru ca forțele luptătoare să meargă pe următoarele aliniamente. Ori la noi aceste lucruri nu sunt vizibile, ca militari și noastră și toți simțim aceste lucruri când armata are bani pentru a face aceste jocuri de război și a se instrui. Așadar, revenind la forțele acestea speciale, care sunt forțe ofensive, extrem de puternice, și le antrenează și nu numai în zona asta, în flancul nordic al NATO, ci și în alte areale. Dispun de mijloace de transport moderne și de capacități foarte mari, dispun de armament modern de infanterie și cu mare putere de foc, de militari instruiți, deci, practic, este o formulă de război asimetric foarte bine controlat, adică cu forțe foarte puține poți să obții succese strategice. Adică cu un batalion sau cu o brigadă de forțe speciale poate să ocupe o țară. Asta este chestia. Dar dacă ne ducem la forța unei divizii care este alcătuită din mii de oameni și extraordinar de bine instruiți. Așadar, trebuie să reținem acest lucru, să nu-l neglijăm și să-i dăm una dintre cele mai mari atenții, pentru că aceste forțe, de moment de când ele sunt parașutate, nu te joci cu ele și nu au milă. Ca să spunem așa, acestea nu au milă. De data aceasta avem, domnule Colonel Tiberiu Tănase, imagini de la un exercițiu organizat de către aliați. Deci am văzut că Federația Rusă în districtul militar de vest a organizat exerciții militare. De data aceasta este vorba de aliați preocupați de ceea ce există în apropierea Mării Baltice și de state care și-au trimis forțele și au trimis reprezentanții ai forțelor aeriene într-un exercițiu în care nu lipsesc americanii și, bineînțeles, sunt numeroase tipuri de avioane din țări aliate europene. Pe fondul acestor imagini vă întreb dacă există și exerciții cu ghilimele de rigoare ale forțelor de intelligence. Numai militarii sunt scoși de la încălzire sau și cei de pe frontul nevăzut sunt preocupați de această stare de tensiune reală între statele aliate, mai ales cele est-europene și Federația Rusă? În intelligence există o continuitate, nu există niciodată o pauză. Ca atare, sigur că acest tip de exerciții militare au o precedent care se cheamă activitatea de informativă, care înseamnă, în primul rând, documentarea în această zonă a statelor baltice, vulnerabilitățile care sunt, cele strategice și cele din teren. După o analiză de acest tip, observăm că anumite persoane dispar din peisajul politic sau anumiți... Apropo, un pic, stimați telespectatori, o să vedeți că și din imagini dispar parașutiștii din divizia 82 aeroportată, fac salturi pe timp de noapte, pentru că este o divizie pregătită pentru situații imprevizibile în orice punct al globului. Continuați. Da. Sau că anumiți agenți sunt returnați sau sunt blocați în urma acestor activități, dinaintea acestor exerciții militare. Asta ca activitate tactică. Ca activitate strategică, sigur că se analizează foarte bine situația în care, și există un plan, sunt convins de lucrul ăsta, în care această invazie sau s-ar produce. Deci, dar vreau să vă pun o întrebare și apoi continuăm. Da, dumneavoastră. Nu putem compara De ce există imaginea publică că în timp ce Federația Rusă este în ofensivă imagologică și cu siguranță și pe linia serviciilor secrete, în partea ailaltă este, ca să folosesc un cuvânt pentru a aduce un surâs pe chipul dumneavoastră, e o lălăială. Nu,
În partea cealaltă este vorba de sistemul ăsta de operare al NATO. Deci aici, sigur că... Partea de contrainformații. E partea militară de informații, de reacție rapidă. Nu se poate compara cu Crimea, pentru că, repet, aceste state sunt membre ale alianței. Orice agresiune împotriva lor este sancționată. Sigur că în anumite scenarii, și sunt, cred că, mai mult de 3 sau 4 scenarii, ele pot fi chiar ocupate. Pot fi... Deci avem precedentele din istorie din anii 40-41. Dar mai există și o urmare. Deci ce se întâmplă? Că această agresiune sau ocupație, în cazul Crimeei, nefiind o zonă NATO și nefiind parte integrală a alianței, nu s-a putea interveni sub nicio formă din punct de vedere militar. Deci aici se poate interveni militar în termenul rezonabil pe care îl știm, deci nu în primele 12 ore, dar în următoarele zile replica poate fi foarte puternică. Și eu nu cred că strategii militari, mă refer aici la militar, pentru că a fost o discuție... Avem pe hartă locația diviziei 82 aeroportată. Da, o discuție o foarte... O divizie care ar putea fi folosită într-o situație de criză în Europa, de asta am și dat imagine. O discuție foarte interesantă. Vă rog. Misiunile acestor forțe speciale de capacități tactice, nivel batalion, brigadă, divizie, ele, în momentul când sunt întrebuințate în luptă, ofensive, ele fac niște capete de pod pentru a reveni forțele din spate cu rapiditate, pe de o parte. Pe de o parte, au și misiuni de cercetare, observare, au misiuni de cercetare, diversiune, deci un evantai întreg de misiuni. E încă din timp de pace, pe baza unei rețele de agenți bine înstăpâniți la teren, culeg informații, știu exact ceea ce gândește un lider militar, știu exact unde doarme un comandant al unei mari unități, știu exact unde se află un centru de transmisiuni, numărul de poduri, rezistența acestora la fel de mașinării, plus agenților de influență care sunt instalați pe lângă sinapsele de decizie, pe lângă un prim-ministru, pe lângă și care produc imediat curente defetiste. Domnule, ce să facem? Ne opunem? Dați ordin să evităm să nu avem sute de mii de morți. Prin urmare, acest proces când se declanșează aici, în birourile statului major general sau marului stat major sau cum eu spune al Federației Ruse, aceste lucruri sunt clare și în momentul când aceste unități de forțe speciale sunt în executarea misiunii, știu exact ceea ce anume au de ocupat, ceea ce trebuie să facă. Prin urmare, dumneavoastră vorbeați de partea cealaltă, adversarul. Noi facem niște jocuri, emitem anumite ipoteze. Sigur că din timp de pace, prima centură, dacă vreți, de apărare a unui stat, a unei alianțe, a unui grup de state, este centura contrainformativă. Și anume, eu trebuie la rândul meu să știu intențiile celui care îl determin ca adversar. Și eu, la rândul meu, trebuie să am o rețea de agenți pe teritoriul lui, să vedem cum gândește, cum intuiește și anume unde debarcă. Ne amintim de marea debarcare din Normandia, ziua Z. S-au pregătit 2-3 ani de zile această debarcare, iar structurile de inteligență au avut un rol extrem de important, extrem de important, de intoxicare, de inducere în eroare, de deception, cum este termenul în cultura engleză. Așadar, în momentul când se petrec aceste lucruri, din spate, statele majore de inteligență sunt într-o stare de alertă continuă și, cum a spus-o bine colegul nostru, serviciile de informații n-au pauză de luptă. Acestea nu se odihnesc niciodată. Acestea nu au program de 8 ore. Aici sunt cei mai capabili oameni din tot ce poate da un popor pentru a face analize, pentru a emite ipoteze, pentru a identifica incertitudini, pentru că într-un conflict militar, vorba lui Clausewitz, 3/4 din întâmplările care se produc într-o fâșie strategică sunt de incertitudini. Cum tot el spunea, începe un conflict, dar nu știm când se termină. Ei bine, liderii militari trebuie să aibă o componentă de inteligență atât de bine pusă la punct, încât aceste incertitudini să fie înlăturate, aceste estimări să fie eliminate de cât mai multe confuzii, pentru a contura certitudinea, pentru a ști exact unde să intervin, pentru a ști exact ce să fac și mai ales ce decizie iau un comandant.
comandant. Dacă un comandant nu are componenta de inteligență extrem de bine pusă la punct, degeaba se mai află într-o stare de confruntare. Așadar, rușii stăpânesc foarte bine aceste principii, aceste sunt foarte bine dispuși. Și dacă luăm țările baltice, păi acolo sunt etnici ruși foarte mulți. Ei acolo au stăpânit atâția ani de zile. Sigur că ei au agenți și colaboratori din timp de pace care nu au niciun fel de fisură, să ducă exact la obiectivul pe care și l-a atins. Prin urmare, controlul acestora din partea serviciilor de inteligență ale NATO trebuie să fie extrem de ofensive și extrem de puternice. Și nicio cheltuială nu este de prisos ca aceste servicii să fie întărite, ca aceste servicii să fie, că până la urmă, astăzi, confruntarea acestei războaie asimetrice. Vă întrerup un pic pentru că avem pe ecran un general, de data asta un general american, de la exercițiu multinațional ce se desfășoară în partea de nord a Europei. Și el spune un lucru interesant, că în ultimii ani a fost diminuat, domnița Alba Popescu, numărul de exerciții derulate pe plan aerian în Europa de către Statele Unite, s-a ajuns doar la 5 pe an, dacă noua situație, inclusiv un asemenea exercițiu, are în vedere ca lumea să lucreze în echipă cu diferite tipuri de avioane și în același timp să se obișnuiască de a apăra suveranitatea aeriană a Alianței Nord-Atlantice. Pornind de la această afirmație, care este una pozitivă și trebuie salutată, cum comentați faptul că sunt voci în Statele Unite, citeam în această săptămână niște defetiști, chiar că cu funcții importante în fostele administrații, care spuneau că nu mai e cazul să ne intereseze Europa, nu mai e cazul să avem trupe acolo, dacă ei nu-și ridică bugetul militar, atunci de ce să facem noi investiții în trupele pe care ar trebui să le trimitem în Europa? Ba chiar erau voci care spuneau că niciunul dintre președinții americani nu a avut vreo motivație să apere anumite țări europene din centru, mai nou, din estul Europei, în situații de criză. Cum comentați dumneavoastră aceste afirmații? Am evitat nume pentru că știți despre ce este vorba. Încep prin a spune că Statele Unite au 350 de milioane de locuitori. Că sunt o democrație în care libertatea cuvântului chiar este respectată. Și în care există opinii. Există opiniile acestui domn, există și opiniile domnului Bjarzinski, care are o cu totul și cu totul altă abordare. Există și opinia domnului Kissinger, de exemplu. Și așa mai departe. Există școli, există curente de gândire. Ceea ce este important însă de reținut este ceea ce spune Departamentul de Stat și ceea ce spune președintele Statelor Unite. Atunci, acolo există declarațiile care trebuie luate în considerare și analizate. Restul sunt opinii personale, sunt păreri. În Statele Unite, de exemplu, în Chicago, chiar citeam, vin foarte frecvent domn de prin Moscova care își prezintă puncte de vedere, susțin conferințe. Asta apropo de această capacitate a Federației Ruse de a-și disemina anumite mesaje și de a-și extinde un anumit tip de activități. Iată, pe de altă parte însă, în mod clar, ceea ce spunea domnul acela vine în contradicție flagrantă cu însăși esența filozofiei americane, excepționalismul acela american, pe care trebuie să-l luăm în calcul. Opinia publică americană este o mare forță. Este, de fapt, adevărata forță în Statele Unite. Este factorul și politic. Și ce ne lipsește nouă ca să avem parte și de un excepționalism mioritic? Păi ce ne lipsește, domnul colonel? Cred că ne lipsesc condițiile geografice, în primul rând. Cred că noi suntem poziționați așa de rău, încât, chiar dacă de-a lungul am demonstrat un excepționalism prin faptul că am supraviețuit aici de milenii, în niște condiții mai mult decât vitrege, noi nu putem, n-am avut condițiile, efectiv, și o spun cu în urma unui proces de meditație legat de subiectul ăsta, n-am avut condiții de a fi lăsat să ne dezvoltăm. Pentru că, iată, și acum, suntem la intersecția tuturor amenințărilor. Și chiar citeam zilele astea, apropo de cotele de migranți, că România, conform părerii domnului Juncker, ar trebui să primească mai mulți migranți decât Portugalia, în condițiile în care Portugalia, nu,
poate fi amenințat eventual de rechinii din Oceanul Atlantic. Îmi place ironia dumneavoastră cu rechinii. Păi, altceva ce poate, ce pot, sau baracudele, știu și eu. Da. Deci astea sunt probleme. Eu nu iau în seamă aceste opinii. N-au nici o legătură. Pe de altă parte, luat pur și simplu din punct de vedere geostrategic, toate școlile de gândire americane, da, vorbesc despre imperativele geostrategice ale Statelor Unite în Eurasia și care au o anumită direcție pe care trebuie luată în calcul. Politica, America este în primul rând o superputere. Da, pot să vă întreb ceva? Dacă așa stau lucrurile și e a doua oară când insistați în cursul acestei emisiuni pe o focalizare pe China și aveți dreptate, de ce nu scade presiunea pe statele membre ale NATO care sunt la granița de est a Alianței Nord-Atlantice, presiunea Federației Ruse? Federația Rusă a pierdut foarte mult din 2008 încoace. Asta este realitatea. Federația Rusă la ora actuală este într-o stare defensivă și atunci când ești într-o stare, mai ales, uitați-vă la un animal în momentul în care este speriat, o pisică, vă dau exemplu unei pisici, în momentul în care este speriată, ea se înfoaie ca să pară mai fioroasă și face foarte urât. Deci cumva, undeva, există această chestiune. Rușii au pierdut foarte mult. Rușii au pierdut din influența din Ucraina, gândiți-vă că Ucraina era un teritoriu complet controlat de ei, da? Rușii au pierdut mare parte din Siria. Ce mai este acum sub controlul? Exact cât controlează Bashar al-Assad. Și nu se știe pentru cât timp. Miza războiului sirian sau intervenției siriene rusești în Siria, pardon, a fost cea legată de controlul gazelor din zăcământul acela uriaș numit Leviatan. Dar iată că Israelul a declarat că vor începe export de gaze către Europa. Deci, dintr-o dată, presiunea pe zonă scade pentru că dispare miza. Rușii au căutat să blocheze altă sursă de gaze către Europa provenită din regiune. Iată că Israelul le dă șahmat. Deci, toate aceste reacții pe care acum le arată domnul Putin spun în felul următor: nu mai mergeți, ați intrat în Ucraina, probabil că asta vor să spun, ați intrat în Ucraina, nu mai acceptăm niciun pas, probabil că ăsta este mesajul. A intrat cine în Ucraina? Adică forțele, mă rog, Occidentul, faptul că vestul Ucrainei a decis că, pentru că știm foarte bine cum s-au declanșat toate lucrurile, cum a fost Maidanul, faptul că populația din vestul Ucrainei dorea foarte mult să se, mă rog, să intre în Uniunea Europeană și în zona aceasta democratică și dintr-o dată procesul a fost stopat. Că, de fapt, asta s-a întâmplat și de aici au început toate problemele. Iar domnul Putin știe foarte bine că Georgia este al doilea punct nevralgic pe hartă. În bazinul Mării Negre. Și este într-o zonă care este vitală pentru el, pentru Rusia, respectiv zona Caucazului. Deci, semnalele respective sunt cu trimitere către Georgia. Trebuie privite și cu trimitere către Georgia. Domnul Conrad Tiberiu Tănase, spunea domnul președinte Vladimir Putin săptămâna trecută pe timpul conferinței Maraton pe care a dat-o în prezența televiziunilor principale din Moscova, că dacă e să aleagă pe cine salvează, pe președintele Barack Obama sau pe președintele Ucrainei, depinde cine îi solicită ajutorul. Și atunci va decide la timp. Sigur că postacii Moscovei au aplaudat această gândire înțeleaptă. Dumneavoastră, cum o comentați? Apropo ca de ajutor. O încercare de lovitură de imagine, așa. Mi-aduce aminte asta de ajutorul frățesc. Vă aduceți aminte, august 1968, ajutorul frățesc al statelor socialiste din tratatul de la Varșovia, cu excepția demnă a României, care s-au dus să-i ajute pe frații cehi și slovaci să rămână cu capul plecat spre intervenție Moscova. Intervenție rămasă celebră în istorie și pentru care noi am avut o poziție foarte corectă și lucrul ăsta a fost demonstrat ulterior. Decriptați-mi și mie totuși diferența dintre Polonia și România. Deci Polonia are, de la nivelul șefului statului, care a fost recent în Bulgaria și a spus clar în discuțiile cu Federația Rusă, trebuie ca aliații să aibă o voce fermă. Da. Și România, care
nu mai știu la care voce să mă uit, că parcă nu prea mai există nicio voce pe politica externă. Ministerul de Externe tace, Palatul Victoria are alte priorități, la președinție... Diferențele sunt de la cele politice până la cele legate de organizare. Organizare statală vorbesc. Care sunt foarte importante. În timp ce Polonia, sigur, a avut parcursul pe care l-a avut și poziția pe care o are în Uniunea Europeană, acea creștere economică deosebită pe fondul crizei economice. Păi România n-a fost declarată oficial că a avut cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană? Sau am citit-o greșit? Nu, erau declarații care spuneau că avem creștere economică. Atât. De 3% sau atât, nu știu cât. Da. Dar astea au fost, mă rog, niște afirmații care n-au avut acoperire, practic. Deci a fost un bluf propagandistic. Ce vreau să spun? Polonia n-a suferit această fractură numită guvernul, instalarea unui guvern care s-a produs așa, cum s-a produs. Deci... Polonia, pe de altă parte, are o strategie de dezvoltare durabilă pe termen lung. Polonia are o strategie de securitate, nu o strategie de apărare. Are și strategie de apărare, dar are o strategie de securitate pe care a upgradat-o, deci cred că are 2 ani sau 3 ani acum, deci ea continuă să funcționeze, în care un rol foarte important revine forțelor de apărare, având în vedere faptul că dacă discuți de la oficiali polonezi până la mediul de cercetare și mediul istoric, ei știu foarte bine ce au avut de suferit și ce trebuie să facă. Stați, Polonia are o forță de rezervă foarte importantă. V-am prins acum. Noastră aveați o doleanță mai veche exprimată în emisiune anterioare și ați avut dreptate. Dovadă că ați avut dreptate este că președintele Klaus Iohannis mai zilele trecute a spus, sigur, că sunt o serie de documente învechite. Erau... Despre ce documente învechite, care rămân învechite, că nu deci văd este nimic este vorba nou. De pachetul legilor de securitate care cumulează o serie de legi foarte importante care zac acolo de 20-25 de ani. Deci în momentul în care nu ai legea securității, nu ai legea serviciilor, legea ofițerului de informații, deci în momentul ăla nu poți vorbi de strategia de securitate, strategia de inteligență. Anunță o strategie de inteligență național, da, pe care chipurile revine SRI-ului să o elaboreze. Strategia aceasta... Apropo de informații, avem, domnule colonel, pe ecran harta pe care a difuzat-o în această săptămână structura pentru situații de criză a oficialilor de la Kiev. Este vorba de harta militară a Donbasului, cu linia despărțitoare între forțele guvernamentale și trupele separatiste, Ucraina fiind pe agenda discuțiilor Consiliului NATO-Rusia, acordul de la Minsk parțial implementat fiind pe discuții, și aici vă întreb, apropo de inteligență, faptul că ucrainenii au această temeritate de a organiza aproape zilnic conferințe de presă cu hărți, cu date, cu imagini, nu-i face vulnerabil în fața agresorului? Sigur, din punct de vedere militar, probabil că ar trebui să aibă o vizionare prealabilă asupra acestor lucruri. Și, pe de altă parte, vorbeam de comunicare și cooperare. Ar trebui să existe mai multe cooperare cu partenerii din Alianța NATO, de exemplu cu România, care are niște angajamente pe sistemul cyber security. Acum aș mai asuma niște angajamente de a ajuta sau de a contribui cu, e vorba de partea tehnică, armele letale, arme de utilizare în spațiul respectiv de conflict. Și cooperare, la fel, cooperare foarte importantă pentru servicii. Deci aici, sigur că există aici mai multă o cooperare reală sau este o cooperare doar enunțată la nivel guvernamental? Nu, este o cooperare reală, dar nu este foarte rapidă. Este o cooperare o să vă dau eu un exemplu de necooperare. Sunt cetățeni onorabili ai României, personalități, n-am să le dau acum numele, care dacă ar vrea să treacă granița din România de azi în Ucraina de azi, ca să vadă Cernăuțiu, nu pot.
pentru că sunt interziși acolo. Sunt alți cetățeni, la fel de onorabili și respectați, în zona media, care dacă ar vrea să treacă granița din România de azi în Ucraina de Sud, mai concret în Basarabia de Sud, pământ românesc, teritoriu momentan sub stăpânire străină, la fel sunt pe o listă neagră și n-au voie să se ducă dincolo. Deci noi vorbim de cooperare, de sprijinire a statului ucrainean, iar statul ucrainean, după ce că nu s-a ținut de cuvânt ca să redea minorităților naționale șansa de a vorbi în limba română, în iau tot Basarabia de Sud și acolo se bață numai în școli ucrainiene, are și asemenea liste negre. Statul român nu are asemenea liste negre vis-a-vis de cetățeni care vin de dincolo de granița momentană dintre România și Ucraina. Zic momentană pentru că totuși un stat care face nedreptăți în timp, există un curs al istoriei în care nedreptățile se întorc împotriva celor care le promovează. Aceste liste nu sunt pe baza faptului că niște servicii de informații monitorizează activitatea unor cetățeni și spun omul respectiv e periculos pentru că lucrează în presă, e periculos că a făcut declarații publice? Numai că decizia aparține, cum spuneam și altădată, factorilor politici. Nici o decizie pe baza unor informații sau unor rapoarte de inteligență nu se iau de către cei care produc aceste rapoarte. Ele sunt decizii politice. Uneori aceste decizii sunt influențate din alte medii și de alți factori sau pur și simplu nu sunt evaluate la valoarea pe care o au, pentru că factorul politic care ia decizia trebuie să fie pe de o parte bine informat și pe de altă parte să aibă capacitatea de a lua această decizie responsabil. Dacă... Apropo de ce zicea domnul colonel, avem tot un colonel, dar ucrainean pe ecran, este purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale pentru zona acțiunilor antiteroriste, zona Donbasului, cel care aproape zilnic vine și informează la Centrul de Informare a Presei pe situația de criză din Ucraina, pe jurnaliștii prezenți în sală. Dumneavoastră, cum vedeți această blocare, încremenire în proiect a celor întâmplate în Ucraina? În Crimea, semnale clare că nu va fi retrocedată Ucrainei, se construiește și un pod spre acest portavion. În Donbas sunt, după ultimele informații, câteva mii de militari ruși și undeva la 40.000 de separatiști bine înarmați, bine echipați, bine plăniți, bine hrăniți. Mai adăugați și milioane de simpatizanți care sunt de fapt etnici ruși și sunt cu privirea către Moscova. Este normal că a și declarat-o că această Crimeea va rămâne definitiv acolo. A avut loc un referendum, deci a fost un act politic. De-al minte și în acordurile de la Minsk se prevăd unele chestiuni de natură constituțională, obligația care revine Ucrainei să rezolve problema alegerilor, problema gândirii unei alte constituții, gândire de a da autonomie. Dar Parlamentul de la Kiev va refuza să schimbe Constituția și să introducă ce spuneți dumneavoastră. Atunci se vor confrunta pe mai departe cu aceeași situație, va rămâne neschimbată, pentru că Federația Rusă nu va renunța sub nicio formă la Crimea. Este punct. Iar o să citesc pe franțuzoica de dreapta, în care spune că acolo a avut loc un referendum, acolo oamenii au decis pe principiul autonomiei și nu îi se poate imputa Federației Ruse absolut nimic. De-al minte au lăsat în moarte și ceilalți actori europeni care inițial s-au incintat, s-au înfierbântat, așa mai departe, a pus condiții și condițiile acestea au fost puse până când ele s-au pierdut undeva în umbra literelor moarte, pentru că s-a mutat atenția în zona Siriei și în zona Orientului. Mai apare încă o chestiune acum care va pune sau va da de furcă marilor actori care hotărăsc pacea lumii și includ aici și Federația Rusă. Este vorba de marea nemulțumire a Israelului, pentru că s-a pus problema ca înălțimile Golan, circa 1500 de kilometri pătrați, dar și o parte din Gaza, să revină Siriei, pentru că au fost aleii acolo, declarația a fost din partea Statelor Unite, rusii sunt de acord cu chestia asta, deci sunt invitați. Degeaba au făcut demonstrativ evrei acel guvern pe înălțimile Golan că nu vor, dar până la urmă s-ar putea să cedeze, pentru că este un focar
puternic de conflict acolo, și anume să se păstreze sau să se pună în operă hotărârea de la 1948, când s-a înființat statul Israel, de a se înființa și statul palestinian. Eu am scris și un articol în așa un oraș, două capitale, era vorba de Ierusalim, când trebuie să tranșeze problema palestiniană un alt grup de imigranți, de migranți care sunt cantonați fie prin Iordania, care sunt cantonați prin Siria și prin țări islamice, și trebuie să se rezolve această chestiune, chiar dacă evreii dinainte de 1967, aceste teritorii aparțin lor, că după războiul din 67 au spus că nu le va. Le va da. Și rușii au fost consultați în această chestiune. Revenind aici, întâlnirea de astăzi, de la Bruxelles, se discută inclusiv... Întâlnirea din această săptămână. Din această săptămână, sorry. Se pune chestiunea dacă cele 13 puncte de la Minsk sunt într-o derulare, sunt îndeplinite, dacă cumva conflictele există sau mognesc aici în partea de est a Ucrainei, dacă s-au retras blindatele grele, dacă s-au retras mașinile grele. Totuși a fost un moment, și totuși a fost un semnal bun înainte de Consiliul NATO-Rusia. Președintele Petru Poroșenko a anunțat că a ajuns la un înțelegere cu președintele Vladimir Putin în privința eliberării de o manieră adecvată a femeii pilot care a fost condamnată la închisoare în Rusia. Sigur, se facă un schimb de prizonieri, că și asta a fost un punct între cele 13 la Minsk, pentru a face schimb de prizonieri. Sunt convins. Rețineți că Putin stăpânește, dacă vreți, arta negocierii, este un bun diplomat, dacă s-a referit la Japonia că vom ajunge la un compromis. Păi compromisul este pâinea diplomatului. Asta urmărește orice diplomat în arta negocierii. Da, dar până acum la el nu a fost vorba până acum de compromis. El a mers din compromis în compromis și a ajuns să combată teoria lui Samuel Huntington în lucrarea lui, pe care a scris-o cu ani în urmă, la Superpuissance Solidaire, că există o singură superputere și este solidară, se referă la Statele Unite ale Americii, la care Rusia a spus, o să rezolvăm acest echilibru, că un sistem de securitate nu se poate sprijini pe un picior de barză. Și atunci ei au obținut toate aceste prin compromis, pas cu pas, ca să citez pe președintele nostru, au reușit să se apropie foarte mult cu forțele lor, să pună probleme de natură geopolitică, dar și diplomatic au câștigat, Ucraina, dacă sunt voci europene, chiar dacă sunt de dreapta, în care spun că da, Rusia are dreptate, este teritoriu istoric, dar Sevastopolul și Crimea constituie niște capete de pod foarte puternice și au introdus energie electrică. Se pare că Ucraina trebuie să facă plățile la unele comunități care încă... Apropo de comunități, avem imagini inedite, stimați telespectatori. În această săptămână au început exerciții aeriene la care participă avioane militare grecești. Pe teritoriul Greciei se desfășoară și în spațiul aerian al Greciei aceste exerciții. Statele Unite ale Americii și, în mod surprinzător, Israelul. Sahalo și-a trimis escadrile care să participe la exerciții comune cu state membre ale NATO. Probabil că acest exercițiu vizează supervizarea Mării Mediterane, apropo de acel trafic de migranți. E normal că Israelul totdeauna a declarat și în plan cultural, și în plan lingvistic, dar uite, și în plan militar, că Israelul este, chiar dacă este dislocat în Orientul apropiat, în mijlocul unei mări plin de rechin, referindu-ne la amenințările arabe, ei se simt europeni și participă la activități și de natură militară, cum a fost și la noi, au desfășurat activități. A patra țară prezentă la acest exercițiu este Marea Britanie. Și Marea Britanie, bine, Marea Britanie... Aș fi vrut să fac o paranteză în legătură cu participarea acestea, dar cu emisiune viitoare. Așa că să nu ne surprindă că Israelul participă la asemenea acțiuni, pentru că și Israelul a făcut niște servicii pentru NATO și pentru aceste blocuri militare, că a ținut o situație și America consideră Israelul, că veni vorba despre Israel, consideră un cap de pod în Orient foarte bine înstăpânit, foarte bine pregătit din punct de vedere militar și mai ales că a ținut sub control această puternică. Dar aceste exerciții, aerian vă duce la ideea că s-ar putea la un moment dat să se concretizeze ceea ce se vehicula în presa occidentală, ca Israelul la un moment dat să intre în NATO?
Nu știm treaba aceasta, nu știm treaba asta, dar el se află în NATO. În mod indirect se află în NATO pentru că are în spate un sponsor foarte puternic, Statele Unite ale Americii. Este capul de pod al Statelor Unite ale Americii în Occident. Primește un ajutor și bănuiesc de 3 miliarde. Și vizați și zona de inteligență. Sau de 4 miliarde. Fără îndoială că vizați și zona de inteligență, putem spune că serviciile de inteligență ale Israelului sunt extrem de puternice, au oameni extrem de capabili, au experiență de pe vremea Irgunului, așadar Shin Bet-ul, Mossad-ul, Amanul fiind serviciile de informații ofensive ale armatei, sunt extrem de bine puse la punct și antrenate pentru că au trecut 4 războaie peste ei și nu s-au luptat. Exact ca în scena biblică, Testamentul Vechi, care e povestea poporului evreu, ca între David și Goliat. Sunt extraordinar de buni luptători, sunt extrem de inteligenți. Mi-amintesc că într-o poveste la Academie, când analizam războiul Yom Kippur, chiar un profesor de-a nostru a făcut o glumă, părerea mea, extrem de cu reverberații foarte puternice, și anume în confruntarea dintre arabi și izraelieni. Deci este una să iei arabul după cămilă să-l pui mic și alta să iei un izraelian pregătit la Harvard și în marile școli americane și să-l pui pe un fantom. Așadar, dispun de o armată foarte bine pusă la punct, au un sistem aerian Iron Gate foarte bine pus la punct, nu intră niciun flutre pe spațiul izraelian și sunt antrenați în luptă. Așa că mi se pare corect că dacă Israelul participă aceste exerciții militare, are acordul Statelor Unite, pentru că este sponsorul cel mai puternic și n-are cum să nu primească, în condiții unei situații de criză în Orient, Israelul să nu primească ajutor din partea Europei. Nu mai revin asupra acestei chestiuni. Dar revenind la Ucraina, că de aici am început cu acel purtător de cuvânt, Ucraina până la urmă trece și ea printr-o criză politică, iată și-au schimbat prim-ministru, nu dispune de fonduri pentru buget pentru a tempera unele situații de criză, mai ales economică acolo. Așa, Poroșenko se pare că a scăzut în popularitate, nu se mai bucură de asemenea popularitate. Prin urmare, Federația Putin controlează foarte bine spațiul politic și mai ales viața politică și guvernamentală a Ucrainei. Așa că ea trebuie să-și găsească alte resurse, să nu se sprijine neapărat pe intervenția Statelor Unite. Statele Unite, Occidentul, a ajutat Ucraina prin diverse mijloace economice și politice, sprijin, dacă vreți, la instituțiile internaționale, dar ea, până la urmă, trebuie să-și ia niște măsuri, să-și tranșeze, să aibă și ea gândul bun acestui mare compromis, să-și tranșeze lucrurile cu Federația Rusă. Cât privește comunitățile românești, am un ghimpe împotriva Ucrainei, noi le-am acordat diverse ajutoare. Împotriva autorităților neatente de la Kiev. Așa, că o fi neatente, că o fi super atente, ca și partea cealaltă slavă sârbă față de comunitățile românești, au o atitudine antidemocratică, deși aruncă fel de fel de lozinci privitor la drepturile omului și mai ales la minorităților din teritoriu, că duc o viață democratică față de acestea sau o atitudine democratică, comunitățile românești nu au ajuns la standarde pe care România le acordă etnicilor ucrainieni sau etnicilor sârbi sau altor etnii. Gândiți-vă că suntem singura țară din acest spațiu care invităm în Parlament liderii minorităților fără niciun fel de alegeri pentru a lua parte la viața parlamentară și politică a statului nostru. Nu există așa ceva în Ucraina. Bugeacul, pentru că la el v-ați referit, au sudul Basarabiei, acolo unde sunt cetățile eterne ale românilor și a lui Ștefan cel Mare, nu-i așa? Acolo sunt depopulate unele zonele românești. Ce școală? Ce limbă română? Am ascultat militari de-ai noștri, români, militari ucrainieni, dar români, care erau complet dezarmați în legătură cu limba română. Deci nu avem ce să facem. Trebuie să vorbim ucrainiană. Nu avem ce să facem. Mergem la război. Pentru că România nu face nimic pentru noi. Să ne uităm la imaginea de pe ecran. Este imaginea secretarului general NATO, care după Consiliul NATO-Rusia a făcut o conferință de presă despre ce a spus secretarul general NATO, ați putut să citiți pe banda care a rulat pe timpul emisiunii noastre, intrând în ultimele 3 minute ale emisiunii noastre, câte un minut de fiecare invitat, concluzia privind utilitatea restartării Consiliului NATO-Rusia, domnul Conan Tiberiu Tănase. Minutul noastră. O cooperare reală și în special pe aceste amenințări globale. Este vorba în primul rând de terorism, care acum sunt în derulare
sau în perspectivă lucruri foarte importante și cu impact foarte mare. Și aici implică atât Alianța și statele Alianței, în special cele europene, că Europa este vizată, cât și Rusia. Pentru că a crede că anumite atentate care se vor preconiza în Marea Britanie sau în Germania sau în Franța nu afectează și Federația Rusă este o mare greșeală. Pentru că știm că urmează un val de emigranți, de migranți din alte zone. Vorba de această zonă africană. Ei vor veni în Europa și dacă nu sunt măsuri luate prin cooperare, e vorba și de zona maritimă și de zona de uscat, ori lucrurile astea, cel puțin la nivelul canalelor informative, se pot pune de acord și comunica și lua atitudine în funcție de informația pe cale. Că este imposibil ca singuri să poți stăpâni informativ o situație de genul ăsta. Și aici asigur că rolul acestei parteneriat pe baza schimbului de informații este foarte important. Informații care se vin dinspre NATO către Federația Rusă și dinspre Federația Rusă, pentru că aici trebuie să armonizate. Federația Rusă are o comunitate de servicii foarte puternică, bine implantată în teren, cu situații și poate controla rutele acestea din punct de vedere informativ vorbesc și spune unde vor fi, unde sau identificarea cetățenilor. Pe de altă parte, Alianța deține structuri informative care colectează informația și o poate decide către statele care sunt vizate și statele partenere. Deci unul din stat ar putea fi... Mulțumesc frumos! Domnița Alba Popescu? Eu cred că este și o mână întinsă Rusiei de către statele NATO și o invitare la dialog, la un dialog rațional și la o reconsiderare a politicii sale de vecinătate, în special către flancul estic al statelor din flancul estic al NATO. De asemenea, este o inițiativă bună, mai ales că subiectul Consiliului a fost deja analizat ca fiind o temă pe agenda summitului de la Varșovia și iată că această temă acum a fost rezolvată. Și sper ca, deși am foarte, mă rog, n-am avut mari așteptări vis-a-vis de concluziile acestui Consiliu sau de anumite decizii, sper ca în viitor și la Moscova să existe o viziune, să spunem, mai pacifistă, mai îndreptată către dialog, astfel încât anumite chestiuni să fie soluționate în mod pașnic. 30 de secunde v-au rămas. Ce să vă spun? Era necesar să se reîntâlnească, chiar dacă la nivel ambasadorial, pentru a lua la analizat ultimele informații și sunt convins că și prin această întâlnire Rusia își va transmite și ea un semnal, în sensul că Europa totuși o să trezească să nu mai înăsprească măsuri de natură economică. Până la urmă, Europa are nevoie de Rusia, așa cum a afirmat-o Putin. Și, de asemenea, să revină la vechea filozofie, în sensul că marile decizii la nivel global se iau împreună și este vorba, așa au luat pe planul Afganistanului, planul Darfurului, pe planul celorlalte conflicte la nivel global. Problema terorismului rămâne încă, mai ales în atenția lor și mai ales migrația. Și, în sfârșit, doar o tentă, să-i spunem, zâmbitoare, aș face și o propunere, e în afara celor discutate, și anume Academia de Știință ASSN-ul, nu? Să se desființeze, iar fondurile să se destine armate pentru a înființa un studio militar al armatei, pentru că armata să aibă o fereastră deschisă către nație. Armata face parte din conștiința acestui neam și trebuie să aibă o voce puternică să adreseze neamul. Vă la un post militar de televiziune. Fără îndoială. Stimați telespectatori, mulțumesc în numele dumneavoastră celor trei invitați de la această ediție dedicată Consiliului NATO-Rusia și nu pot să încheie emisiunea decât cu un mesaj clar. Federația Rusă trebuie respectată exact în măsura în care își respectă partenerii de dialog europeni. Am onoarea să vă salut!